primul rând, nici eu nu știu ce costum o să-mi bag bine. Nu e mare surpriză. Dar cel mai important, cea mai importantă semnificație la ziua în sine, dincolo de vehiculul de record, pentru mine ziua portului popular este, înseamnă românism. Ceea ce mi se pare foarte important. Într-o țară în care de câțiva ani de zile s-a încercat să ni se inoculeze ideea că dacă vorbești despre românism, dacă vorbești despre patriotism, dacă vorbești despre interesele românilor, ești anti-european. Și am ținut neapărat să onorez această invitație, pentru că mi se pare o acțiune încărcată de foarte multe simboluri. Și aș vrea să fie cât mai bine mediatizată. Înseamnă mult pentru mine ziua Portului Popular. E vorba de tradiții, de obiceiuri. Nu mai un secret pentru mulți faptul că, de o lungă perioadă de timp, ni se tot spune, sau ni se încearcă să ni se sugereze că mai sunt la mod așa obiceiurile, tradițiile românești. Și e bine să globalizăm și ceea ce am învățat de când eram mic și ceea ce am avut ca și tradiții, ce am sărbătorit. Vin cu mare drag și cu foarte mult.